Bine v-am regăsit. Am o foarfecă de tuns iarba de la Gardena pe care aș vrea să vi-o prezint. Am luat-o când am fost pe la Dedeman ultima dată. Este așa cum v-am spus, o foarfecă de mână pentru tuns iarba în zonele mai greu accesibile, ca de exemplu acolo unde nu intră mașina de tuns iarba pe lângă alei sau pe lângă pomi. Eu mai aveam o foarfecă de tuns iarba de la Black & Decker, numai că asta nu prea mai funcționează la parametri normali, să-i spun așa. Se înțepenește de fiecare dată, așa cum vedeți. Am încercat diferite metode, am încercat să mă șlefuiesc un pic din muchia asta, n-am dat rezultate, am dat și cu un pic de ulei. Rămâne tot timpul blocată și trebuie să fac un efort la încheietură cu degetul mic să împing tot timpul mânerul de jos. Plus de asta aici se rupsese într-un an, să încerc să focalizez. Și am aplicat, după cum vedeți, niște sudură. Se rupsese de aici, de la piesa asta care ține partea de jos a foarfecii, și mi-e destul de greu să mai lucrez în condițiile astea cu ea, așa că am văzut-o pe asta în Dedeman și mi-a plăcut. În românește nu avem foarte multe informații, scrie doar foarfecă tuns iarba, mânere ergonomic, ștere ușoară, ghidaj precis, muchie zințată. După lame, așa cum o văd eu, tind să cred că are un pic de teflon pe lame, dar haideți să o desfacem, să o vedem un pic mai de aproape. Vine așa în ambalajul ăsta, aici scrie că are 25 de ani garanție. Interesant lucru. Deci cam așa arată foarfeca. Aici are un buton de blocare, dacă vreau să blochez așa, în poziția închis, foarte comod, merge destul de ușor chestia asta. Și pârghia asta de jos acționează în felul ăsta. O să vă fac și o demonstrație atunci când o să tundă iarba. Capătul foarfecii e posibil să se întoarcă, dar eu nu știu cum se face, am încercat și n-am reușit. Sau poate nu e model din acela care se poate întoarce. Se poate folosi și cu stânga și cu dreapta, destul de ușoară, de comodă. Asta un pic mai lungă, ba nu, tot cam atât, aproximativ. La început asta m-a încântat că are construcția asta majoritar din metal, așa, dar cu timpul mi-a creat probleme, așa că asta de la Gardena sper să fie mai bună decât cea de la Black & Decker. Bun, o să îi fac probă la prima tunsoare, când trec cu mașina și rămân smoacele acelea pe lângă alee pe care nu le poate aduna mașina. O să folosesc foarfeca asta de la Gardena și o să vedem și cum taie. Deci cam așa taie. Eu sunt mulțumit, taie bine.
unde sunt smoace mai dese, așa, cu iarbă mai deasă, depune un pic de efort, dar în rest își face treaba foarte bine, adică nu sunt probleme. Acum e și nouă și e normal să meargă foarte ok. Sper să reziste cât mai mult lamele astea ascuțite, că nici nu știu cu ce aș putea să le ascut în caz că se mai tocesc. Dar sper să nu ajungă să se blocheze ca cea veche. În rest, îmi place că e ușoară, foarte comodă, așa, ușurică. E din plastic, deci n-ar avea de ce să fie grea, dar mă ajută să-mi fac treaba, să tund iarba pe care nu o apucă mașina de tuns iarba. Ca atare, asta e foarfeca. Dacă vă place, găsiți prin Dedeman sau pe internet modelul ăsta. Mai sunt și alte modele, are mânerul așa cumva, vine cumva în formă de C, dar mie mi-a plăcut asta, mi s-a părut un pic mai confortabil. Asta am vrut să vă arăt legat de foarfeca asta. O să ne reauzim la clipul următor. Ca de obicei, vă doresc să aveți chef de treabă și numai bine.